Părinte Sfânt, ne închinăm înaintea Ta în numele Mântuitorului Iisus Hristos. Îți mulțumim că am putut-o, Doamne, să ne adunăm din mai multe colțuri ale țării, să venim în locul acesta unde s-a strigat de atâtea ori pentru libertate și ne înălțăm și noi glasul nostru spre Tine și Te rugăm, fă dreptate familiei Furdui. Noi suntem oameni limitați, dar Tu ești Dumnezeu atotputernic. Părinte Ceresc, venim înaintea Ta de data aceasta și Te rugăm în bunătatea, în dragostea, în înțelepciunea și în atotputernicia Ta. Îngăduie ca din nou familia Furdui să se reunească. Adu, Părinte Ceresc, din nou copiii în sânul familiei să se bucure de dragostea părinților. Doamne, Te rog să mângâi inima părinților care sunt greu încercați. Fii alături de ei, sprijinește-i. Tu ești Cel care strângi lacrimile lor, vezi inimile lor zdrobite, o Doamne. Fă-le dreptate, Părinte Ceresc, fă-le dreptate. Înaintea Ta venim și Te rugăm în numele Mântuitorului Iisus Hristos. Acum când ne gândim la nașterea Mântuitorului Nieslea din Betleem, la căldura familiei, la binecuvântarea familiei, Te rugăm, Doamne, pentru familia Furdui, binecuvintează-o Tu, sprijinește-o Tu și fii alături de familia aceasta. Părinte Ceresc, Te rog să binecuvintezi toate familiile din țara aceasta. Ajută-ne ca părinți responsabili să ne creștem copii în frică de Tine. Și Te rog, Doamne, ca prin familiile creștinilor să binecuvintezi țara aceasta. Ne rugăm și pentru autorități, o Doamne, să gândească că sunt doar vremelnice pe pământul acesta și în pozițiile pe care le ocupă și că și autoritățile vor sta odată înaintea Ta și vor da socoteală de hotărârile pe care ei le-au luat, de dreptatea pe care au împărțit-o. Doamne, Te rog, binecuvintează autoritățile din țara aceasta să-și facă datoria și să apere familiile de români. Părinte Ceresc, Te rog să binecuvintezi pe toți cei care au participat la acest protest, la acest meeting. Binecuvintează pe cei care au venit de la Craiova, de la Târgoviște, de la Codlea, de la Brașov, din alte locuri. Și acum, la despărțirea noastră, însoțește-ne, Doamne, să putem să ajungem cu bine la casele noastre. Și pentru toate ne închinăm înaintea Ta, Te slăvim și Te lăudăm. Părintele nostru iubit, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Mulțumim.